Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Că a început școala, vorbim despre fondul clasei din nou. E o practică ilegală, dar continuă neabătută. Unele estimări care arată că mulți părinți dau anual între 100 și 1000 de lei la acest fond al clasei. Dacă dați cumva mai mult, trimiteți-mi un mesaj pe WhatsApp la 0728 3132 și putem să-l citim. Personalul didactic care solicită banii aceștia precizează evident că nu e obligatoriu să dai. Dar e greu să refuzi când ți se argumentează că e pentru confortul copilului. Argumentele sunt: noi suntem aici o familie, e nevoie de hârtie igienică, de săpun, nu luăm bani, nu avem bani de la primărie, asta e, suntem sărmani. La telefon este Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Cristache, acum mă întreb, acum mă gândesc și eu, dacă năravul ăsta tot nu dispare orice s-ar încerca, nu credeți că mai bine ar trebui încadrat legal cumva? Adică să devină o procedură transparentă. Să se facă legalmente. Cum există asociația proprietarilor într-un bloc, să existe asociația părinților legalmente constituită pentru o clasă și trebuie să cumpere anual atâta hârtie igienică, atâta săpun, atâta hârtie, măcar să se știe să se impoziteze și să se poată sponsoriza. Nu credeți? Că văd că altfel nu reușim. Există și în acest moment cadrul legal, dar sunt două variante. Odată prin asociațiile de părinți cu personalitate juridică, deci nu prin aceste consilii reprezentative ale părinților care sunt de facto și care nu sunt constituite în asociații cu personalitate juridică, deci există această posibilitate, fie sub formă de cotizații sau sponsorizării de la fiecare părinte în parte, și există posibilitatea să finanțezi direct prin contabilitatea școlii, fie printr-un contract de donație, fie printr-un contract de sponsorizare. Deci există acest cadru legal, doar că aș vrea să fac precizarea. Nu este nevoie în acest moment. Este o practică care, cum spuneați dumneavoastră, este ilegală, este împământenită și nu reușim să trecem de această barieră la nivelul următor, în sensul în care... Păi oamenii spun, noi, adică profesorii spun că e nevoie, că uite, nu avem bani. Nu este nevoie. Este mult mai ușor să ceri unui părinte care are mâna darnică sau care e darnic prin a ajuta propriul copil cu ghilimele de rigoare, pentru că părinții înțeleg în faptul ăsta că își cumpără bunăvoința acelor cadre didactice, nu toți, dar o parte dintre ei încheie asta, gândesc această așa zisă sponsorizare. Și ar trebui să se uite foarte clar ceea ce înseamnă această finanțare de bază. O școală are trei finanțări. Două care sunt de-a lungul anului 100%, ceea ce înseamnă finanțarea per capita, finanțarea de bază, unde de la bugetul central consolidat se primește o sumă de bani per elev. Și o să vă dau un exemplu ce înseamnă, de exemplu, scuzați-mă că am repetat, ce înseamnă această sumă per elev la o școală de 1000 de elevi doar pentru birotică, cretă, marcare, hârtie igienică. La o școală de 1000 de elevi se primește aproape 600.000 de lei. Costul este de 570 de lei, ăla este cost de bază pe care îl primește o școală. Adică pe elev, aproape 120 pe elev, 570 pe an. De lei pe elev pe an. Înseamnă că ai aproape 120.000 de euro la dispoziție să plătești o parte din gaz, o parte din utilități și restul doar pentru ceea ce ne solicită dumnealor bani. Cu acest cost poate să ajungă chiar și la 900 de lei în funcție de zona de temperatură. Sunt niște criterii, niște indici de corecție astfel încât să vină sprijinul acestor școli. Dacă la o școală cu 200 de elevi înțeleg o astfel de problemă, pentru că nu există o finanțare corespunzătoare, dar și acolo efortul consiliului local este unul mic, că una este să sponsorizezi, să aduci venituri la o școală cu 150-200 de elevi și alta este, cum v-am spus, 1000 de elevi, ca cum aveți neastră la București, chiar și cu 2000-2500 de lei. Deci gândiți-vă că aceeași școală primește aproape 300.000 de euro doar să pună la dispoziția acestor clase tot ce înseamnă coală, cretă, marker, imprimantă și tot ceea ce înseamnă birotică pentru acea școală. Dar deci din banii ăștia nu trebuie, stați puțin, din banii ăștia nu trebuie plătite și utilitățile? Încălzire? Ba da, utilitățile sunt plătite și de către consiliile locale. Deci consiliile locale acționează acolo unde această finanțare nu ajunge. Asta e a doua sursă. Aceasta e a doua finanțare. Și mai este finanțarea suplimentară care vine într-adevăr de la minister și care nu acoperă toate cazurile, dar avem acum PNRR, unde teoretic ar trebui să luăm 3,6 miliarde de euro doar pentru dotarea acestor școli. Fie că vorbim de laboratoare, fie că vorbim de infrastructură, logistică și tot ceea ce ține de aceste școli. Eu asta vreau să vă spun, că sunt școli care nu ar trebui să apeleze la părinți, că sunt bani
trebuie doar să se asigure prin Consiliul de Administrație că există un reprezentant al părinților acolo care ar trebui să-și facă datoria, că profesorii au făcut cereri, da, au făcut referate de necesitate, astfel încât să spună, eu la clasa asta am nevoie pentru modulul 1 de 3 topuri de hârtie, o imprimantă. Deci concluzia dumneavoastră, concluzia dumneavoastră este că acolo unde se cer bani de la părinți, se cer din comoditate mai mult decât din necesitate. Exact. Despre asta este vorba. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptare Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.